Teledoi Robeta, gazdă pentru prichindeii clasei a doua de la Pedagogic. Pentru a aduce colectivului nostru un strop de bucurie în prag de sărbătoare, dar și pentru ca cei mici să descopere ce se află în spatele luminilor reflectoarelor, școlarii de la Pedagogic au trecut pragul televiziunii noastre. De la reporter până la prezentator de știri, toate acestea le-au făcut cu ochiul celor mici și nu au stat prea mult pe gânduri. Au luat microfonul în mână și au trecut la treabă. Ce-ți place să faci în timpul liber? În timpul liber mie îmi place să cânt. Ricioafărul a luat bătaie de la... Ce? Avem aici pe domnul Reghe cam... Astăzi o să prezentăm știrile. Ce ți-a plăcut cel mai mult de la noi de aici? Mi-a plăcut când am văzut la meteo acolo, când se uită lumea la meteo și la sport. Cum îți imaginai tu un studio de televiziune până acum? La fel. Deci e conform așteptărilor tale? Da. Ți-a plăcut la noi? Foarte mult. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Totul. Ce ți-a plăcut cel mai mult de aici? Ce ai vrea tu să faci? Păi să prezint știrile. Crezi că te-ai descurcat? Da. Le-ai văzut pe colegele noastre la știri? Da, le-am văzut și mi-a plăcut foarte mult. Vizita la Teledoi Drobeta era una așteptată de micuții școlari, mai ales în contextul în care de mult elevii își doreau să ajungă într-un studio de televiziune. Iar Alina Teiș, cadrul didactic îndrumător de la clasă, nu a ezitat să le îndeplinească dorința copiilor. Cum v-ați gândit să ne faceți vizita asta? Păi mai întâi doamna ne-a făcut un program, apoi a venit Alexandra cu ideea aceasta. Și v-a plăcut aici la noi? Da. Totul a pornit de la o mică plimbare, m-am gândit să trecem și pe aici. Te-ai gândit că o să le placă și colegilor tăi, așa cum îți place și ție aici? Da. Ce crezi că le-a plăcut lor cel mai mult de aici, de la noi? Pentru că tu ești deja obișnuită. Păi, platou, pentru că nu se mai deslipeau de ei. În prag de sărbători, m-am gândit să le fac elevilor mei o surpriză, deoarece noi am făcut foarte multe știri de-a lungul semestrului întâi. Și ideea a venit din partea Alexandrei, deoarece tatăl ei lucrează aici și tocmai de aceea am zis ca să vină să vadă un studio de televiziune de unde se prezintă știrile. Având în vedere că sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, prichindeii au pregătit și un spectacol de colinde. Glasuri de copii, colinde preluate de la înaintași, dar mai ales multă bucurie. Este ceea ce au transmis școlarii colectivului nostru. Am plecat să colindăm, domn, domn, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, domn, domn, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, domn, domn, să înălțăm. Totodată copiii mei au cântat și câteva colinde pentru a vă aduce multă sănătate și noi bucurii și noi succese în anul care urmează 2017. Totodată, micii colindători au venit și cu un dar pentru echipa Teledoi, un ornament de vâsc pentru ca noul an să vină cu noroc, așa cum se spune în tradiția populară că vâscul aduce norocul și belșugul acolo unde este pus. În același timp, prichindeii au primit dulciuri din partea Teledoi Drobeta.